Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom vorbi despre starea vremii pe continentul african. Vom începe cu starea vremii de astăzi, luni 13 decembrie 2021. Astăzi vremea este frumoasă în Africa, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a continentului. Se vor înregistra 36 de grade la Niamey, N'Djamena, Bangui și Lusaka. 35 de grade vor fi la Khartoum și 34 la Windhoek. Temperaturi mai scăzute se vor înregistra în nordul și sudul continentului. 25 de grade la Agadir, 21 la Insalah, 16 la Kasr bin Jahir și 22 de grade la Cairo. În sud, 23 de grade vor fi la Cape Town și 18 grade la Kempton Park, unde există o probabilitate mare de ploaie. În ceea ce privește șansele de ploaie, cele mai mari șanse să plouă există în zona ecuatorială, în partea centrală a Africii și în partea sudică. Cantități mai însemnate de precipitații se vor înregistra în Angola, în Republica Democrată Congo, în Tanzania, în Kenya și în Africa de Sud. Vântul va bătea în rafale în zona sahariană, în partea sudică a continentului, în sudul insulei Madagascar și în partea estică, pe coasta Mării Roșii și a Oceanului Indian. Cele mai puternice vânturi se vor înregistra în Sahara Occidentală, în Maroc, în Mauritania, în Algeria, în Libia și în Niger. În partea estică, cele mai puternice vânturi se vor înregistra în Somalia. Haideți să vedem cum va arăta vremea în zilele următoare. Marți, temperaturile rămân ridicate, dar în partea estică a continentului se vor manifesta ploi cu descărcări electrice. Pe restul continentului, vremea va fi frumoasă, cu cer parțial înnorat în cea mai mare parte a zilei. Se vor înregistra 36 de grade la Niamey, 35 la N'Djamena, 36 la Bangui, 34 la Lusaka și Windhoek. Temperaturi mai scăzute vor fi din nou în partea nordică a continentului la Agadir, Kasr bin Gashir, Cairo, dar și în partea sudică la Cape Town și Kempton Park. Însă de această dată vedem că la Kempton Park există o creștere semnificativă de temperatură față de ziua precedentă. Miercuri, temperaturile scad ușor față de ziua precedentă, ploile se mută în partea de sud-est a continentului, va ploua din nou la Kempton Park. În timp ce în restul continentului cerul va fi senin sau parțial înnorat. Joi, temperaturile se mențin la valori apropiate față de cele de miercuri, cu o mică scădere a temperaturii în partea sudică, unde vor apărea ploi cu descărcări electrice, la Cape Town și Kempton Park. În zona intertropicală, temperaturile se mențin ridicate, se vor înregistra 33 de grade la Niamey, 34 la N'Djamena, 33 la Douala, 35 la Bangui, 32 la Khartoum și 34 la Lusaka. Temperaturi mai scăzute se vor înregistra în partea nordică, pe țărmul mediteranean, la Kasr bin Gashir, în Cairo, dar și în partea sudică, acolo unde va ploua, la Cape Town și Kempton Park. Vă propun acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Accesați o pagină web sau o aplicație cu date meteorologice și realizați un buletin meteorologic pentru vremea din Africa, conform datelor înregistrate astăzi și în următoarele 3 zile. Vă doresc succes! Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate și o zi cât mai frumoasă! La revedere!